Bitcoin și Ethereum corectează agresiv. Bă, tu ai auzit că Bitcoin și Ethereum corectează agresiv. Și ce să facem? Ce să facem? Ieșim din piața asta? Nu ieșim. Mai stăm aici? Normal că mai stăm. Normal că mai stăm, dragă ascultător. Bine te-am găsit la un nou episod. Mamă, dacă îmi filmează camera asta, sper că mă auziți bine, că asta e cel mai important. Mai contează cum filmăm. Important e că trebuie să filmăm și am fost pe drumuri astăzi. Că după ce m-am întors în țară, trebuia să mai rezolv o grămadă de lucruri. Că așa e când pleci. Se întâmplă lucruri și piața cade. Din cauza că am plecat eu, piața cade, dragii mei. Trebuie să învățăm să ne controlăm emoțiile în situații criză de natura aceasta și să nu mai fim atât de pripiți. Ce se întâmplă acum în piață scurt? Bitcoin și Ethereum, din ce m-am uitat pe grafice, cât am putut să mă uit, că mai mult m-am uitat cu ghilimele de rigoare prin alarme, că au început să-mi sune alarmele, să-mi spună să mai cumpăr, cumpără, grecule, cumpără. Și venea să le spun, de unde să mai tot cumpăr, că partea corecție am avut. De nu mai mi-a rămas USDT să cumpăr. Ba da, glumesc. Totdeauna îmi las USDT pentru că eu fac un tip de DCA pe care vi l-am expus de multe ori aici pe canal, mai agresiv. Întotdeauna îmi las și USDT. Bitcoin și Ethereum, dragii mei, acum testează un suport foarte important pe un trend format în urma unui trend descendent incredibil de relevant, pot să spun. Ai un trend descendent destul de brusc, dar cred că nu e loc de panică. Acum să vedem dacă o să închidem pe o oră sub 3000 pe Ethereum și pe Bitcoin sub 60.000. Na, cam asta îi. O să vină o core. Dragii mei, lăsați închiderile la o parte. Uitați-vă la proiecția pe termen mediu spre lung. Acum, probabil că săptămâna asta lucrurile cumva au fost priced in. Adică ne-am așteptat la un zigzag în piață și v-am tot spus că o să ne plimbăm prin range-urile astea. 60.000, 64.000, 63.000, 65.000 și în continuare îmi susțin teoria asta. La ce întâmplă acum probabil am fost priced in pentru 1 mai, pentru că o să vedem Rezerva Federală ce o să decide cu privire la ratele de referință, la ratele dobânzilor. Acum majoritatea spun că o să rămână neschimbate. Ratele o să fie unchanged, neschimbate. Dacă mă întrebați pe mine, cred eu potrivă că o să rămână neschimbate și o să vă spun și până când o să rămână neschimbate. Probabil până prin septembrie-octombrie, după care o să înceapă să le taie. Ceea ce nu cred că reprezintă un lucru negativ pentru piață. În continuare, cred că anul ăsta Bitcoin nu mai are de demonstrat atât de mult. Poate chiar să ne arate o trecere de 100.000 și să marcăm un moment istoric. Nu cred că trebuie să vă speriați. În piață sunt momente în care trebuie să cumpărați, sunt momente în care trebuie să vindeți. În ce sens? Să vă bucurați de anumite profituri. Nu încercați să shortați sau să longuiți. Tu sună să longuiești. Ce se întâmplă acum în piață? V-am spus că în piață sunt totodată și trei tipuri de zile. Zile în care tranzacționezi și câștigi, zile în care tranzacționezi și pierzi și zile de tip observator. Zile de tip observator, nu zi de tip observator, da? E plural, nu singular. Adică pot să fie zile de tip observator. Și când ne referim la zile, ne putem gândi și la o săptămână, două, trei, sau poate chiar o lună, în care pur și simplu stăm. Bă, dar cum să stau eu o lună? Uite așa, pentru că dacă nu stai, piața te execută și tu plângi. Pentru că nu-ți place când te execută, dar nu-ți place nici disciplina. Până nu înțelegem că aici este un joc al disciplinei, o să continuăm să pierdem bani. Și da, astăzi este ziua, o zi de marți, da? Probabil vă întrebați, na, de ce nu avem pont de marți în cripto? Păi, dragii mei, avem pont de marți în cripto, că mai mare pont ca acum luați orice monedă pe care eu am abordat-o în ultimele 2-3 luni de zile. Că e vorba de
R&R, că e vorba de Edge, că e vorba de Fat, că e vorba de Ocean, îs la reducere. Îs la reducere foarte mare. Nu am ce pont să vă dau mai mare decât cei care aveți 100 de test sau sunteți noi și sunteți acum în piață. Sunt momente destul de interesante. Nu intrați ca hăpăugii cu toți banii, cum vă văd de fiecare dată, ci începeți să faceți DCA-ul ăla nebunesc, agresiv. Adică cu fracțiuni, da? Să intrați în piață. Una peste alta, pentru cei care sunteți mai noi, vreau să înțelegeți că voi dacă ați cumpărat 10 monede, nu știu, RNDR, ele toate 10 monede sunt. Doar că valorează mai puțin. Vreau să înțelegeți bine lucrul ăsta. Dacă le vindeți, că vă panicați, crezând că poate să le cumpărați mai jos, și nu spun că nu poate nu o să le cumpărați mai jos, atenție, dar vă panicați și le vindeți, atunci sunteți pe minus. Cât timp nu le vindeți, sunteți ce? Doar devalorizați. Dacă sunteți foarte încrezători pe strategiile voastre și nu vă este frică să le vindeți, crezând că puteți să le cumpărați mai jos, felul acesta să reușiți să faceți o medie și să vă mai amortizați din pierderi, na, ce să zic, eu nu mă simt în investițiile mele pe termen mediu spre lung suficient de pregătit, suficient de echipat ca să fac lucrul acesta, adică nu mă expun la un risc. Pentru că nu pot să spun una și să fac alta, da? Pe voi vă învăț una și eu să fac alta, că n-are niciun sens, nu funcționează pentru mine lucru acesta. Deci dacă eu cu ani de zile în piața asta nu pot să fac lucruri de natura asta, nu știu voi, dar na, poate unii dintre voi sunteți mult mai pregătiți. Ce am vrut să vă mai spun, important, networking-ul în lumea asta e totul. Încă sunt proiecte în fază incipientă cu potențial, vorbesc de diferite proiecte și aici pe canal. Ce discutăm aici nu sunt sfaturi financiare, dar dacă vrei să accesezi un networking fain, unde poți să ai parte de o comunitate caldă, te aștept să te abonezi în Greco Capital, să intri într-o comunitate de oameni faini, într-o comunitate de oameni deștepți, dornici să crească, ca și mine, ca și tine de altfel, unde putem să share-uim idei, unde share-uim, da? Împărtășim aceleași valori și încercăm să creștem. Pe vineri o să fac și un Q&A cu comunitatea mea din Greco Capital. Poate că nu vrei să ratezi, unde poți să pui tot felul de întrebări, o să abordăm și perspectiva asta de, poate de mica, de reglementări. Da? Găsim materiale pe tot internetul, am vorbit și public aici, avem și un material gratuit, deci nu e ceva wow, doar că într-o interacțiune se pot naște idei foarte faine, pe care nu le dobândim, poate, în materiale de natura aceasta. Plus că aflăm noi perspective. Și este, la noi în școală ai un abonament cu plată recurentă, ca să devii membru premium pe Discord. Ai link oficial în descrierea clipului, link-urile mele oficiale sunt doar în descrierea clipului, te încurajez să vii acolo. Nu mai nimic de filozofat, nu mai nimic de adăugat, drag ascultător. Nu te panica și învață să fii pozitiv. Învață să rămâi și în ideea asta de observator, da, în perspectiva asta de observator. Fii și observator uneori în piață, da, nu fii doar consumator direct al pieței, dorind să fii în permanență în câte o tranzacție. De obicei, cine e în permanență în câte o tranzacție, când vine vorba de trading, da, nu de investiții, e un loser. Nu el ca om, ci ca portofoliu, dar pierde. Nu trebuie să fii mereu într-o tranzacție. Numai bine, o marți plăcută și hai să vedem ce se întâmplă mâine cu Fed-ul, pentru că nu, v-am avertizat de ieri că o să fie o săptămână volatilă. Mă clin cu drag.